La munte s-au anunțat ploi, dar turiștii au ignorat prognozele meteo. Au urcat pe munte, au stat la terase sau au savurat un grătar la altitudine. Aceștia spun că peisajul și aerul curat au fost atuurile acestui sejur. Pe aici la 1400 am vrut să urcăm la 2000, dar e cam târziu. Terminăm telecabina. Ne-am plimbat, am stat la terasă, am mâncat băut ceva și acum continuăm să ne plimbăm. Da. E foarte bine. E un pic răcoare pentru cum ne-am echipat noi. În rest, ne simțim bine și din casă să nu mai stăm în același loc care stăm în fiecare zi. Măcior, pastramă, cartofiori, salată de murături, pâinică, de toate, numai client să fie. Păcat că nu ține vremea cu noi. Nici castelul Pereș din Sinaia nu a fost ocolit. Sute de turiști au făcut adevărate ședințe foto în curtea muzeului. Am fost la Stâna Reginei și am mâncat, am fost la cota 1400 și cam atât. Am vizitat castelul Peleș, mâine vrem să mergem la Bustei. Și duminică plecăm acasă. Ca să-i atragă pe turiști, hotelierii s-au pregătit cu oferte de tot felul, însă nu s-au așteptat la un grad de ocupare atât de mare. Mulțumiți de încasări, acum aceștia își pun speranțe și în mini-vacanța de Rusalii. Vacanța de 1 mai a mers foarte bine anul ăsta. Hotelul este plin, a fost și ieri, este și astăzi. Spre bucuria noastră avem și foarte mulți străini. Avem și români care au cumpărat oferta noastră promoțională și asta ne bucură. Sigur, față de anul trecut este mai bine. Atunci când ești plin, este chiar foarte bine.